Pescarii sportivi și nu numai sunt așteptați la lacul Nistru. Autoritățile din Teuții Măgheruș fac ultimele pregătiri pentru ca iubitorii acestui sport să petreacă timpul liber în condiții optime. Actualmente, acumularea hidrografică la lac Nistru are, să zicem noi, estimativ peste 4 tone de pește. Dar, an de an, noi cam de 3 ori pe an, repopulăm și aducem o structură de pește, să zicem noi, până la un kilogram, de un kilogram, un kilogram jumate, adică reîmprospătăm populația și de pește și în acest an aducem crab, amur, fitofag și caras. După igienizarea zonei și efectuarea probelor biologice în ceea ce privește apa lacului Nistru, repopularea cu peste o tonă de pește va face ca și pescarii începători să se bucure de fir întins. După popularea de săptămâna viitoare, după, și previziunile meteo sunt bune, două săptămâni de aclimatizare și după aceea vom începe pescuitul sportiv din acest an cu un concurs. Pescarii sportivi la Tăuți, Măgherăuș, cât de repede în zona turistică Nistru.